Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Fostul patron OTV trebuie să stea departe de micul ecran, pentru că are interdicție să facă declarații în presă sau să apară la televizor până în anul 2025, după ce a fost condamnat în 2015 de instanțele din România pentru șantaj. Dan Diaconescu își caută versiunea tânără. Cu toate că nu are voie să apară la TV, afaceristul a găsit o metodă pentru a se adresa poporului, și anume platforma de TikTok. Jurnalistul și-a surprins fanii cu un anunț, pe care l-a făcut recent. Vrea să facă un casting unde speră să găsească varianta lui tânără, masculină sau feminină. Ia fiți atenți, fac un anunț important pentru țară. Având interdicția mea, caut un Dan Diaconescu tânăr, varianta masculină sau feminină. Aștept selfie-videourile voastre, este mesajul transmis de Dan Diaconescu. Dan Diaconescu a fost eliberat din închisoare, în urmă cu 4 ani, în noiembrie 2017, însă a rămas cu interdicția de a desfășura orice activitate care ține de presa scrisă sau de audio-video. Până pe data de 4 martie 2025, Dan Diaconescu și-a înființat o academie online unde tinerii vor învăța totul despre internet, despre digitalizare, despre criptomonede. Sunt Dan Diaconescu, singurul cetățean european care are o interdicție de a vorbi în public, timp de 10 ani și jumătate. Acum sunt în sfârșit în măsură să rup tăcerea mulțumită unui nou univers tehnologic. Să nu ratați această copie misterioasă. Acest exemplar unic, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Totuși, sunt Dan Diaconescu, primul cetățean român care am lansat de curând primul NFT. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic, bazat pe tehnologia blockchain, care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematografică. Am lansat însă și criptomoneda CryptoDan, este mesajul lui Dan Diaconescu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.